greu să sar de la înălțimea asta? Nu e greu să sar, mai greu să ajungi jos și să te lovești și să te doare. Imediat, stai, nu ieși încă. Du-te, du-te, du-te. Să mă duc. Imediat. Dar trebuie să ieși. Imediat, imediat, stai un minut. Acum. Vai, ce bine că s-o gătat sărbătorile și putem să băgăm câte ceva pe foc. Hârtiile, deși se reciclează, noi aprindem focul cu ele. Hai să merg la treabă, Victor. Ce lucrăm astăzi? Nu știu. Hai că-ți arăt eu. Ia, ține tu de ăsta. Îl duc eu ăsta? Da. Stai, nu pleca, nu așteaptă-mă. Că mai avem de dus ceva. Îți am mâner din foc de topor. Dragilor, la noi cum tot apar animale noi, din nou și din nou ne găsim în postura de a lucra și de a avea de construit. Trebuie să construim o iesle mică pentru Anuca aici. Problema cu Anuca este că momentul ăsta ieslea ei e acolo. Lemnul ăsta îl punem aici, uite așa. Și aici va fi din nou ieslea lui Anuca. Numai că din cauza că prima dată când am pus-o eu aici, ea se putea răsuci cu spatele încolo și se bălega peste tot, trebuie să-i pun lemnul ăsta. Îi pun aici niște grilaje prin care să-și bage capul și de aici o să-i pun niște lemne cam ca și ăsta, dar mai lungi, ca să nu se mai poată răsuci cu fundul încoace, știi? Să stea acolo ca și Anuca, cu fața încolo doar. E bine? Bun, așa facem. Te duci după încărcător. Vai, nu știu. Cine e ajutorul meu preferat? Feciorul ăsta care mere și mi-aduce tot ce-mi trebuie. Eu mă duc la... Stai. Mai stai și tu pe lângă tati, mai înveți câte ceva. Dă-mi bucata aia de lemn de pe butoi. Două lemne aici, Victor, și ca să nu se depărteze una de alta, le batem o bucată de lemn aici în capăt. E? E greu de bătut aici. O bucată de stejar. Stejar, ba. Știi ce, Victor? Oamenii care se descurcă să facă cu mâna lor cum facem noi, trebuie să se roage de nimeni. Că nu iasă așa bine cum ar face unul profesionist sau că
Îți faci cum îți place. Dar îți faci cum poți și n-aștept după nimeni. Salut. Te descurci. Asta trebuie tăiat aici. Uite așa. Aici era? Da. Cam așa, stai un pic, mai jos. Mai sus era un pic. Ca să dea la linie. Nu acolo, nu acolo. Nu aici? Pe acolo faci. Da. Bun. Și acum... Da. Du-te, Măriuca, mai încolo, lasă-ne să lucrăm, du-te. Așa. Uite, aici ai semnul, vezi semnul? Și mi-o și rup pânza. Na. Cine? Dragul tati! La țară trebuie tot timpul să te descurci cu ce ai. Și eu sper că ăsta e principalul lucru care să-l înveți tu de la tăticul tău. Trebuie să te descurci cu ce ai. Că nu totdeauna ai de nou. Și dacă ai bani, nu trebuie să-i arunci. Și mai bate unul pe aici. Stai că mai dau aici unul. Și dacă ai bani, dragule, nu trebuie să-i arunci pe lucruri care pot fi făcute un pic mai... Mai bate unul pe aici. Așa, suntem gata. Uite, am aici unul mai lung. Așa e, Victor. Gata. Fii atent. Ar fi chiar să mai pui ceva așa aici, ca să nu arate urât. Da, nu arată urât. Fii atent, Victor. Că acum, Anuca, ce mai îți faci acolo? Are așa tăpul. Mariu. Acum, îi pune niște fâni aici, ca să nu se lipească balega de gândurile astea. Să-i putem curăța ușor. Știi? Da. Și aici o să-i punem balotul. Și gata. Se poate să șadă fetița liniștită. Hai să o aducem. Cum o aducem? Te duci tu după ea? Nu am. Să mă duc eu? Da. Hai să o duc pe Anuca, să vedem. Dă-te încolo. Hai. Hai, mămică, hai. Hai, hai. Ies lea ta. Ține-o tu de acolo un pic. Dar e prea lung, prea lung. E prea lung? Da, că ea iese afară, se poate ieși. Suficient cât să se poată ea așeza jos. Atât ai lăsăm doar. Da. Bun, acum ce balat ai zis că-i aducem? De acolo din sus, din pod, îi aducem niște baloți. Mai poți urca prin pod. Că uite, avem scară. Da. Du-te mai încolo tu, vai cât mă încurci Anuca, Măriuca. Mă le încurc la nume. Da. Ia să vă poți. Că una e să vrei și alta e să poți. Nii, mă, că poți. Lasă-l acolo că le iau eu cu furca. Mai aduc unul. Unul și gata. Vin
spun eu, Victor, că știi cum fac. Pun mai multe aici, vreo 7. Se pot trage de jos, ca uite așa. Totuși, e greu pentru tine. Mama, dar nu e greu să sari de la înălțimea asta. Nu e greu să sari, mai e greu să ajungi jos și să te lovești și să te doare. Nu, că nu mă doare. Doare? Nu sări de aici. Dar... Că ți se pare că e aproape, să știi că nu e aproape. Uite, vă. Să încercăm așa. Asta e cea mai mare eroare la copii, Victor. Că nu-și dau seama de pericole. Nu-și dau seama adulții. Ai grijă, Victor? Ia-ți picioarele de acolo. Ai grijă? Ia, asta. Îi mai dau un balon jos de acolo, de sus. Să poată să-și desfacă singură. Ai grijă? Uite așa. Pe prima lumea e te mânca singuric. Poftă bună, fetița. Nu pot să îi desfac balotul. Dacă îl desfac, facă ea tot. Lasă-l așa, că îl desfac ea pe lume. Înseamnă că o să-l tragă de acolo. Acum nu ne mai încurcă. Păi dar și tot bagă capul aici, nu putem umbla pe culoarul, ia. Încă o problemă. Ce problemă? Hai să vezi. Ha? Hai să vezi. Hai să vezi. Păi aici iese capul. Nu are nimic, că nu mai stă. Dar nu mai putem umbla acum. Pe culoar. Acum nu mai stă ea de capul acolo. Ce ai făcut, Victor? Înțeles, mamă, pe niște iarbă. Ce drăguț ești tu. Dragilor, la noi a început anul 2024, așa cum trebuie. Ne-am apucat cu un pic de trebușoară prin curte. Am și un ajutor de nădejde în Victor, care anul ăsta va împlini 9 ani. Și ne bucurăm că a putut să-i facem un nou spațiu la Anuca. Cu niște lemne vechi rămase pe-n curte, să-i putem curăța mai ușor și să evităm alte probleme cu caprele în iesle, pentru că tipul ăsta de gratii la iesle a funcționat foarte bine până acum. Dar de când am lărgit borta aia de acolo, ieduțele puteau intra. Acum am revenit la starea inițială și ne bucurăm. Am făcut un pic de mișcare prin curte și merem la altă treabă. Ți dragă Anuca, așa, Victor? Da. E foarte blânducă și prietenoasă. Ce-ți place la ea? Că e mică. Și blândă, așa e? Da. Și neagră. Și are niște ochi strălucitori.